Primarul Cosmin Anghelescu a reușit să reia tradiția fotbalului de calitate în comună și după 4 etape, viitorul are punctaj maxim în Liga a 5-a. Ultima victimă s-a numit Alutu Sălătrucel, echipa oaspete plecând cu 2 goluri primite fără să înscrie vreunul. Gabriel Dinică și Bogdan Șurlin au marcat câte un gol, ultimul antrenor și jucător la Mateiești, marcând după un șut din voleu de la marginea suprafeței de pedeapsă. Echipa din Mateiești are în pregătire și grupa de juniori A1, grupele mici, o parte din juniorii A1 fiind folosit și la echipa mare. După succesul de la sfârșitul săptămânii trecute, viitorul Mateiești împarte prima poziție a clasamentului cu Oltul Ionești.